Nicoleta Zagura este un nume cunoscut în lumea experților culturali din Basarabia și România. Născută la Chișinău, Nicoleta Zagura a absolvit școala de artă din acest oraș, iar mai apoi Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Unul dintre proiectele sale de succes este Educația Artistică pentru Patrimoniu. Atelierele de pictură dedicate copiilor s-au dezvoltat în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român și cu Centrul UNESCO Nicolae Bălcescu, unde Nicoleta Zagura activează. Ne aflăm în Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, în sectorul 4 din București, și evenimentul nostru este la noua ediție. Avem deja 9 expoziții pascale, Bucuria Învierii. Expoziția este dedicată copiilor, deci copiii cum văd ei învierea. Proiectul ia naștere într-o acțiune de promovare a mănăstirii Sucevița. Inițial s-a numit Colors of Bucovina, culorile Bucovinei, proiect prin care Sucevița era propusă pentru a fi introdusă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Copiii din sectorul 4, cu ocazia aceasta, au vizitat mănăstirea și au aflat mai multe lucruri interesante despre pictura de pe pereții și interiori și exteriori din mănăstirea Sucevița. Expoziția din ziua de astăzi e dedicată îngerilor mănăstirii Sucevița. Și sunt, bineînțeles, impresiile copiilor trăite acolo, în curtea mănăstirii Sucevița, unde îngerii vorbesc din toate părțile copiilor și au niște fețe foarte apropiate spiritului celor mici. Proiectul însumează 46 de copii aici la centru și mai nou avem și 45-46 de copii de la un centru de asistență socială. Deci avem destui copii cu care lucrăm în fiecare săptămână și proiectul se numește Educația Artistică pentru Patrimoniu, deoarece în cadrul acestor mici ateliere învățăm elemente din istoria artei românești și reproducem secvențe din picturi renumite pe planșele pictate în cadrul atelierelor. La această expoziție, Bucuria Învierii, copiii au fost nerăbdători să ne spună ce au pictat. Armatele îngerilor nu sunt doar în ceruri, sunt și pe pământ și armata îngerilor mei este chiar aici, între noi. Tudor a pictat și el o secvență. Tudor, ce ai pictat pe această instalație pascală? Eu am pictat acești doi îngeri de pe peretele de est al mănăstirii Sucevița. Întreaga expoziție este bazată pe niște experiențe la fața locului, pe niște călătorii de documentare pe teren și copiii, bineînțeles, că reacționează în mod diferit la fiecare element. Unii sunt impresionați de personaje, alții de elementele vegetale pictate cu minuțiozitate pe pereții mănăstirilor. Alexandra și cu Iosif sunt frați și vă vor spune ce au pictat ei în cadrul acestui proiect. Eu am pictat pocalul de aur cu sângele lui Isus, care reprezintă speranța vieții veșnice. Eu am pictat îngerul meu păzitor. Teodora a pictat scena învierii lui Isus. Și să-mi spui, Teodora, ce arhangeli îl însoțesc pe Isus în această scenă? Arhanghelul Mihail și Gravil sunt pictați lângă Isus în scena învierii. Ioana și Maria sunt junioarele acestui curs și au venit de curând în familia noastră. Maria și Ioana, ne spuneți ce ați pictat. Eu am pictat un înger și o lună.
Eu am pictat îngerul și un soare. Mie îmi place să pictez pentru că învăț multe și vreau să pictez în continuare. Mie îmi place să pictez pentru că învăț mai multe și învăț mai multe despre îngerași și mi sunt aproape. În final aș vrea să vă prezint pe cele mai implicate domnișoare în acest proiect, Ana și Patricia. Fetelor, să ne povestiți ceva despre această experiență. Eu sunt Ana, ne-am pictat Crucea Pomul Vieții pentru că este dovada faptului că Mântuitorul a înviat după răstignire. Sunt unul dintre cei mai vechi elevi Nicoletei și îmi place foarte mult să pictez, deoarece îmi găsesc liniștea și calmul sufletesc în îngeri și ce pictez eu cu Nicoleta. Tot la Centrul Cultural UNESCO Nicolae Bălcescu, Nicoleta Zagura ne-a făcut o mare surpriză. Astfel am avut ocazia să o întâlnim pe Caterina Rudakova, director artistic al Teatrului Național din Kiev și absolventă Academiei de Arte din Kiev. S-a aflat în România în perioada sărbătorilor de Paști, prezentând o icoană foarte specială. Vă prezentăm o icoană pictată de Caterina Rudakova, este director artistic la Teatrul Național din Kiev. Icoana vine dintr-o experiență a noastră mai veche. În anul 2009 am avut o caravană culturală prin Bucovina, prin siturile UNESCO, unde am avut și un participant din Mexic, care a găsit o asemănare dintre icoana aceasta, situată într-un muzeu din nordul Mexicului, în Torreón, și ce a văzut el în Bucovina. Astfel încât în noiembrie anul 2009 am fost invitată la o conferință în Mexic să particip cu o comunicare vis-a-vis de metodele de predare a istoriei arte pe înțelesul copiilor în muzeu și totodată am fost rugată să traduc textul inscripționat pe icoană, o icoană ortodoxă din colecția permanentă a Muzeului Arocena din Torreón, statul Coahuila. Bineînțeles că nu mi-am dat seama despre ce este icoana, erau multe litere lipsă, am făcut poze la rezoluție maximă și a început un lung proces de căutare și documentare. Abia peste 3 ani, după ce am reușit să găsesc originea icoanei la arhiva librăriei Ambroziene din Milano, am reușit să găsesc secvențe unei icoane renascentiste, unei gravuri renascentiste, italienești, preluate pe filieră iezuită de călugării de la Graz și ilustrat omilia cu unii credințe creștine. Aceste scrieri au fost studiate de urmașii lui Petru Movilă, prinț român care a reușit să deschidă prima academie de studii în estul Europei și astfel încât această legătură de viacuri între cei de la Kiev și noi aici din România a căpătat un oarece sens. Astfel am făcut echipă cu Caterina în recrearea acestei icoane pe bucăți și am lucrat la reinterpretarea textului atât din româna înscrisă cu litere chirilice cât și din slavonă. Multe dintre icoane au fost reproduse cu înscriere slavonă. Unul dintre elevii Academiei lui Petru Movilă a tradus textul acestei icoane în limba slavonă și există inclusiv și o frescă la Iaroslav acestei icoane pe pereții unei mănăstiri. Катя, представь себя румынской публике. Меня зовут Катерина Рудакова, я представитель Киевской школы живописи, так как закончила Киевскую академию живописи и архитектуры. Меня зовут Катерина Рудакова, репрезент школа украинянна де пиктура, сент абсолвент академии де студии
да, Дин Киев. Когда мне Николета предложила участвовать в этом проекте, мне показалось это очень интересным, потому что это объединяет Украину и Румынию и посвящено столетию Румынии, так как вот Петр Могила основал Киево-Могилянскую академию, и вот его отец монастырь в Сучевице. Это очень интересно. Am dedicat acest proiect și am fost provocată să particip în acest proiect dedicat centenarului României, deoarece Petru Movilă vorbește de peste viacuri și adună idealurile academice, că a deschis și la Kiev o academie și aceste idealuri le adună și la Sucevița și la Kiev în egală măsură, astfel încât proiectul este interesant și a fost o invitație oportună pentru o manifestare culturală. Ну, это очень необычная икона, она очень сложная по построению, очень много образов, которые заставляют задуматься. Icoana este deosebită, este construită într-un mod neobișnuit și toate personajele sunt ilustrate într-un mod mai special. Она оперирует к образам очень древним, которые, ну, как бы еще даже к первобытным слоям психики, через то, что это вот древо мира, такая структура интересная. Deci trimite simbolică această compoziție și la copacul vieții, copacul păcii, copacul existenței, dar la copacul vieții eterne. Crucea se transformă în crucea răstignirii, din lemnul crucii în lemnul vieții veșnice. Și denumirea icoanei este copacul minunilor, nu este răstignirea. Deci, drevos cugesame, adică e vorba de patimile lui Iisus pe cruce și sensul acestor patime, adică El s-a răstignit nu doar pentru a arăta lumii că o îmbrățișează cu toate păcatele, dar e pentru transformarea noastră personală. Катерина, спасибо огромное, что ты участвовала в этом проекте. Для нас это тоже было чудом, что ты к нам приехала, и у нас получилось такое красивое празднование дружбы, и что наши идеалы вот еще один раз подтверждают, что несмотря на исторические какие-то неполадки, мы все-таки работаем вместе и создаем красивые проекты. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Николета, тоже. Каждый художник мечтает сделать что-то такое большое, амбициозное. Ну, спасибо за реализацию возможности. Deci, am mulțumit Caterinei că s-a alăturat mesajului nostru și că iată e posibil ca peste viacuri această colaborare între România și Ucraina să dăinuie. Iar varianta icoanei reprodusă de Caterina reprezintă o imagine compusă de un elev al lui Polotski, Silvestr Medvedev, la curtea reginei Sofia Rusiei. Icoana va fi expusă în luna aprilie, la sfârșitul lunii aprilie, în Principatul de Andorra, la Muzeul de Artă Ortodoxă de acolo, deoarece am avut și acolo mai multe proiecte educaționale legate de arta romanică. Și după, în toamnă, intenționăm să expunem icoana în Mexico City, sub egida Consiliului Internațional al Muzeelor și în Muzeul Arocena, de unde a pornit toată povestea.